Carmen Bejan, studenta de la medicină, care împreună cu iubitul ei a ucis și tranșat un bărbat, a fost eliberată condiționat. Crima a avut loc în anul 2009, în camera de cămin a fetei din Timișoara. Condamnată la 19 ani și 8 luni de închisoare, Carmen Bejan a ispășit deja 2/3 din pedeapsă. Iulia Popa a urmărit subiectul și ne aduce mai multe amănunte, să ascultăm. Un găsit avea de executat în total 19 ani și 8 luni de închisoare în urma crimei comise în 2009 și trebuia în mod normal eliberată pe 9 septembrie 2027. Judecătorii din Gherla au decis eliberarea condiționată iată a lui Carmen Bejan, care între timp s-a căsătorit și acum poartă numele de Carmen Șatran. Până în prezent, tânăra a executat 13 ani din pedeapsa de aproape 20 de ani de închisoare primită pentru ceea ce a făcut în iulie 2009 într-un cămin al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Atunci, practic, l-a ucis și tranșat pe Trifu Șrot, un bărbat cu care urma să întrețină relații sexuale contra unei sume de bani, chiar în căminul studențesc al Facultății de Medicină. A fost ajutată de prietenul ei de atunci, Sergiu Florea. Împreună, cei doi au cumpărat un geamantan în care au băgat trupul bărbatului ucis și urmau să îl arunce. Geamantanul a fost pus în portbagajul unei mașini și acolo a fost găsit de altfel și de polițiști.